Are un proiect pe fonduri europene, pe programul operațional regional, încearcă să reabiliteze o parte din anexele mănăstirii. Este un proiect de aproximativ 3 milioane de euro, din care au cofinanțare 100 și ceva de mii de euro. Noi am venit cu jumate, 50% din această sumă pe care am dat-o către Mănăstirea Bumbrovin să poată să-și susțină financiarea. Acest proiect a fost declarat eligibil urmând să semneze sau a semnat între timp contractul de finanțare.